Stendardo și Gribari. Italienii se temeau de un obstacol major în retur la București, pe Stadionul Național, pentru că își spuneau ei va fi un gazon foarte prost. Nici cel de aici nu se prezintă foarte, foarte bine. A fost un concert al lui George Michael. Terenul a avut ceva de suferit, însă se poate juca în condiții normale. După concertul lui George Michael, în 4 zile s-a refăcut aproape complet gazonul. A fost o muncă extraordinară a celor care se ocupă de terenul de pe Olimpico. Iată un atac cu Blay, încearcă mai multe Dinamo. Din nou Blay combină cu Ropotan, greșit. Rămânem însă în posesie. Crista pasă în spate. Acum este Ropotan. Posesie prelungită a celor de la Dinamo, care încearcă să-și creeze avantaje prin acest dribbling al lui Pulhar, care îl scoate din joc pe Behrami. Centrare, lovitură locată. Prima fază periculoasă și gol. Iată galeria dinamovistă în delir. Minutul 22, 1-0 pentru Dinamo. Revedem această fază cu centrarea excelentă a lui Pulhac și lovitura de cap imparabilă, fără șanse pentru Balota. Iată, spuneam că Dinamo a avut început mai slab, dar iată că la prima acțiune periculoasă, și asta înseamnă de fapt o echipă mare. Iată, 1-0, un rezultat excelent, minutul 22, Dănciulescu. Îi lăudam pe fundașii centrali ai lui Lazio. Dănciulescu a fost mai puternic și mai inspirat decât Cribari. O acțiune de toată frumusețea a dinamoviștilor, un mare merit îl are Pulhac prin pătrunderea sa excelentă pe partea stângă. Iată, îi descumpăniți pe jucătorii lui Lazio. Până acum s-a dovedit că Rednic a ales tactica bună. Să vedem ce va fi. A fost un început mai greu pentru Dinamo. Dominat, ne grăbim. Revedem execuția de senzație a lui Dănciulescu. Este într-adevăr de vreme să vorbim de calificare, dar iată că ea se întrevede după acest gol care lasă mască pe Balota. Căzut brusc chipul lui Balota, părea o mască tristă. A pierdut mingea, s-a apărat însă bine Valina Stase. Bratul era în offside, arbitrii lasă jocul să continue. Din nou Valina Stase a respins mingea din fața lui Goran Pandev și acum Blay lansează pe Bratul. Nu era offside, Bratul poate să-și fructifice viteza. Bratul intră în careu, Bratul cu Balota, pentru Dinamo! A explodat stadionul. Florin Bratu reușește să facă ceea ce îi place mai mult. Sprint în fața adversarului direct pe 30 de metri. A râs de adversarul direct la această fază, prieten, a scăpat singur cu Balota și l-a executat. Este 1-0 pentru Dinamo din minutul 27 și grupele Ligii Campionilor sunt din ce în ce mai aproape. Nici o șansă n-a avut Balota la această execuție a lui Florin Bratu. Stendardo depășit la viteză și iată-l șchiopătând, părând că a făcut o întindere. S-ar putea să reuși două lucruri într-o singură fază, să marcheze și să îl elimine din joc pe Stendardo, un fotbalist care vine după o accidentare. L-am văzut ținându-se de mușchi, acum Pandev la centru, la 25 de metri, este blocat imediat. Extraordinar cât pot alerga dinamoviștii la această seară. Superb efortul lor, cel puțin până acum, aproape jumătate de oră. Lovitură liberă indirectă în acest moment a arătat Mehuto Gonzalez pentru Dinamo după ce Rochi a intrat cu talpa la George Blay. Vreme ce dumneavoastră revedeți execuția superbă a lui Florin Bratu. Oho, talpă de intrare periculoasă. Nu era chiar de indirectă.
Deja s-a produs contact, nu mai era doar joc periculos, s-a transformat în atac periculos cu lovitură liberă directă și eventuală sancțiune disciplinară. Avem din nou reluarea golului dinamovist, Florin Bratu. Iată-l pe play, n-avem nevoie de asemenea accidentări. Claudiu Niculescu, Cristu Chiacu, Silviu Izvoranu și tinerii Andrei Nițu și Liviu Gane. Cred că singura variantă de rezervă ar fi introducerea lui Chiacu și retragerea lui Oprița sau dreapta. Este responsabil și de obstrucție.